Ia să nu știu cum e aparat, vă rog. Zero. Acțiunea polițiștilor a avut ca scop reducerea victimizării populației prin accidente rutiere în care sunt implicate autovehicule destinate transportului public de persoane. Oamenii legii au verificat și respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor și perioadelor de odihnă de către conducătorii autovehiculelor. În urma activităților, polițiștii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea Ordonanței de urgență a Guvernului 195 pe 2002. De asemenea, polițiștii rutieri au reținut în vederea suspendării 5 permise de conducere, dintre care 2 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, sub limita de infracțiune. Acțiunea poliției rutiere s-a desfășurat în toată țara.